O să vorbești și aici la ei. Să mai adun o lume. Bună seara! Iubita mea! Bună seara, oameni buni! Nu-i nimeni încă. Dar noi putem să mai vorbim, că azi să uităm reluare. Da. Bună seara la toată lumea! Sper să intrați cu noi, că e adevărat că am intrat noi un pic mai târziu, că am avut ceva treabă, am întârziat, dar am zis să intrăm cu voi. Sunt deja trei. Bună seara și bine v-am găsit, oameni buni. Bun venit în chat-ul live. Georgeta, Julian, bună seara tuturor celor prezenți. George, Julian. George, săracu-i primul. Bună seara, George. Da. Ciao, George, te pup. Mă bucur că ești cu noi. Am intrat un pic mai târziu. Am zis că intrăm la 8, dar am intrat cam după 8. Dar e important că am intrat cu voi, dacă am promis că intru, chiar dacă am întârziat un pic. Aurel Pet, cu ce mă bucur că vă văd și noi. Și noi ne bucurăm, chiar să știți că o căldură infernală, deci nu putem să... Aurel Pet, cu sunteți minunați! Căldura asta și, na, un pic am întârziat, da? Sper să nu fie problema, să vă alăturați, să... Povești cu noi, lumea mare, bună seara, dragilor, bună! Miriam, cum sunteți? Mulțumim, bine. Ionela, bună seara. Mariana, Ioan, sănătate multă. Bună seara la toată lumea. Bine v-am găsit. Mulțumesc frumos că sunteți cu noi. Mariana Arclean, vă îmbrățișez cu drag. Mariana Amanda, bună seara. Ești o drăguță, Miriam. Mersi. Mulțumim frumos. Mult, bună seara. Mulțumim. Mă bucur și eu foarte, foarte, foarte mult că sunteți cu noi. Am intrat, cu totuși că n-am vrut, că nu ai o căldură. Nu, George, Julian, da? Bună tuturor! Johnny, Strate, Domnul Iisus Hristos să fie cu noi toți. Amin. Amin. Sazi, Nagy, Kermen, S, New Jotese, nu știu ce. George, Julia, nu uitați de like. Că îmi gurește numai Maria. Reli, Damian, bună seara de la Sibiu și noi. La noi este foarte cald. Te pup, Adina Reli. Matei, bună seara, dragilor. Grigor, Alexandru, pup, bună seara, oameni dragi. Vă salut cu mult respect și vă urmăresc de la servici. Serviciu ușor, domnul Grigor. Povești cu noi, haideți cu un like, vă rog. Mulțumim la toată lumea, mulțumim frumos, dragii mei, ne bucurăm foarte mult că sunteți aici și am vrut neapărat să țin să intru cu voi, dacă am zis că intru să mă țin de cuvânt, mâncă. Dar să știți că cine e din Arad știe și nu numai din Arad, de peste tot. E o căldură, deci... Nu mai putem, nu știm cum să stăm, dragilor. Și dacă stăm în piele acolo, vă scuzați de expresie, și atunci ni cald. La deci... mami, mie nu. Deci oricum am stat noi tot cald. Carmen Condor, bună seara din Spania, vă salut, vă salutăm. Bună, Carmen, te pup. Ionela, vezi și la Suceava e căldură mare. Dar nu știu ce-i, Doamne, că acum... O fost cald tot timpul și nu, da. Grigor Alexandru, salut George, Julian, te salut cu drag. Mariana Dragomir, bună seara, oameni mei dragi. Bună, Maria. Oamenii mei de suflet, da, oameni mei sensibili, cu mult bun simț. Mulțumesc, vă pup și Maria, vă îmbrățișez cu tot dragul, cu toată sinceritatea. Gătește și călătorește, bună seara, haideți cu like, asta e fata mea. Dunea Rodica, bună seara, dragilor, așa... M-am îndrăgostit de voi, de parcă ne știm de când lumea, mă doresc multă sănătate. George, Julian, aici prezența dumneavoastră ne încălzește cu drag din suflet. Mulțumesc! Așa este, George. Elena Ungureanu, bună seara, povești cu noi. Miri se recorește, de asta nu îi este cald. George, Julian, Grigor, salutare din suflet. George, te salută, Grigor. Și noi vă salutăm. Și noi salutăm pe toată lumea, și prezent și neprezent, pe
toată lumea salutăm și, cum v-am spus, ne bucurăm foarte, foarte, foarte mult că suntem povești cu noi. Bună, Maria! Cum ești, Maria? Te pupă, mama! Sanji Nagi, o seară frumoasă vă doresc, am scris în limba română ca să puteți pronunța, domnul Mihai. Îmi cer mii de scuze dacă aș fi știut. Deci nu știu maghiara, îmi pare foarte rău că nu știu. Da, gătește și călătorește cu Maria, sunt bine, povește, pup. Mulțumesc. Alex Olariu, bună seara, oameni buni. Bună seara, pupăm, oameni buni. Alex. Pe toată lumea, cum v-am spus, deci ne bucurăm foarte, foarte mult. Vreau să ne mai adunăm un pic. Maria Dragomir, bună seara, Maria frumoasa mea, te pup dulce. Da. Și eu te pup, îți mulțumesc, Maria, de încurajare. Deci, mai Maria Manuela Antemir, bună seara din nou, dragilor. Lara Florescu, bună seara, dragii mei, bună, nu vă mai supăiați din cauza unor oameni care nu merită atenția exact, dumneavoastră. Mea. Chiar am zis, de ce să ratez eu voi întâlnirea cu voi pentru niște oameni care chiar nu merită. Voi sunteți oameni minunați, cu suflet mare, care uitați, tot timpul sunteți lângă noi și asta mă bucură și n-am vrut nici cum să ratez ocazia să nu intru cu voi. Deci... Noi vă iubim, că acum, mă susține și că sunteți lângă mine. Asta e, trei oameni, da. Patru, cinci. Mata, bună seara, bună seara, bună, Mata. Bună, Miha. Mihaela, bună seara. De așa îi spun Miha, că mi-e mai ușor, că poate nu pronunț bine. Maria Manuela Antemir, așa trebuie mori. Ileana Niculeac, bună seara, dragii mei. Ionel Ave, omul ce are inimă. Aceea dă, așa că nu vă supărați, mai sunt și oameni răi, intenționați, povești cu noi lumea mare, orice pădure mi-are uscăciune, așa îi. Dacă intrați pe canalul meu, chiar acum am postat nu demult o melodie care se potrivește anume pentru cărcătaș. Maria Botaș, bună seara, doamna Maria, să nu luați toate răutățile la suflet, la o căldură așa mare, nu mai știm unde să stăm, vă iubesc din suflet. Exact, dragii mei, chiar asta Virgila Anemarii. Bună seara, sunteți minunați și nu are rost să vă stricați buna dispoziție pentru oameni lipsiți de bun simț. Așa este, ai perfectă dreptate. Și eu am stat și m-am gândit, dar să știți că am fost foarte dezamăgit, foarte supra. Maria Dragomir, Miria, micuța mea, unde ești? Aici pup și te iubesc. Ești o fetiță imediat foarte dulce, un copil minunat. Da. Mulțumim, o să vin, mai bine, Miriam. Știți cum afară. E copil. Ia mere, vine ea, toată ziua. Dar nu poate să stie mult într-un loc. Chiar am zis că ori ce aș lua pe mine, orice, credeți-mă, că nu mai știu cum să mă îmbrac, orice. Și cum o zis o doamnă dragă. Și dacă aș Lara Florescu, doamna Maria... Eu am urmărit cele două părți de videoclip cu Zacuca și mie nu mi s-a apărut nimic deplasat. Domnul Mihai, vă rog, așa cum v-am mai spus, blocați comentariile, așa și o să fac. De cine mă jignește? De cine mă critică? Nu. Cine mă jignește, îl blochez. George Julian, cine vine cu cuvinte neadecvate, poate să părăsească acest canal de YouTube. Mulțumire, echipa Rețete Simple Margaret. Cocoș Margareta, bună seara, oameni frumoși, mă bucur să vă revăd și sunteți mai veseli, așa trebuie să fiți, mergeți înainte, vă pup, vă îmbrățișăm cu drag și noi vă îmbrățișăm. Păi normal că nu suntem perfecți, acceptăm criticile domnilor, dar vă rog, nu ne jigniți că să ne fie rușine și vorbe din astea. Lara Florescu, Maria, te pup și pe tine, draga mea. Maria Manuela Antemir, eu v-am mai spus... Mai bine, mai puțin, dar bun, ce să caute printre noi cei cu sufletul trist? Așa, iubiții mei, așa, exact așa. Intrați pe melodii vechi și povești și să vedeți ce melodie frumoasă le-am cântat cârcotașilor. Da. Da, adevărul că am fost foarte supărat și năcălită. Sabina, sunteți o familie foarte, foarte, foarte frumoasă, Nagia, Sep.
Casa la Vagia, nu știu cum o respect. Florentina Vicar, bună seara, vă doresc toate cele bune, nu prea am mai intrat că am fost în concediu. Ne bucurăm. Sper că te-ai simțit bine. Să fii sănătoasă, da. Elena Ungureanu, dar cu ce drept să jignești dacă nu ești jignit? Lavinia Rose, dar noi nu ne permitem să jignim pe nimeni. Deci am zis, atâta i-am spus că îi bloghez. Deci dacă ei nu știu să vorbească, dom'le, poți să mă critici cu vorbe normale, măi, nu știi, nu poți, dar nu să mă faci în tot felul. Lara Florescu, am văzut că tată tău ți-a cumpărat rochița roșie și ce mă bucur pentru tine. Știi că mie îmi place enorm cum îți stă în roșu. Da. George Julian, nu este nimeni perfect pe lumea asta, exact. Toată lumea asta suntem oameni și trebuie să ne respectăm pe noi înșine. Dunea Raica, cum sunt părinții, așa sunt și copiii. Ați educat niște fetițe super, nu luați prea multe la inimă. Maria Manuela Antemir, de ce să vă fie rușine? Să vă fie rușine să munciți, să le fie rușine celor care nu au ocupație. Exact, dragii mei. Asta am vrut să spun. Eu nu mă supăram, cum a zis Mihai. Că dacă Alina ne... Mutăr, vă pup mult cu mare drag. Și noi vă te pupăm, Alina. Ionela V, cui nu-i place să nu se uite. Foarte corect. Să-și caute alte canale și să nu mai arunce cu răutate. Toată lumea mergeți la altă canale, ascultați muzică, vedeți cum sapă în grădină, vedeți cum merg cu oile, vedeți documentare despre lumea asta mare. Grigor Alexandru, nu se merită să vă necăjiți din cauza unor astfel de specimene, ăștia, cine urmărește canalul vă cunoaște deja și pe ei îi ignoră. Gătește și călătorește cu Maria, iar te pup, vă pup pe toți. Maria mea vă pupă pe toți. Așa e, Gligor Alexandru. Nu m-au vorbit. Dar știi cum, nu scade nimeni dacă ți-ar spunea, bă, nu așa să faceți acuscă, măi, oameni buni. Fricoace ardeiu, fă așa, fă așa. Nu știi, de ce ai stat așa acolo? De ce nu ți-ai luat șorțul? Nu-i frumos. Dar nu să te facă că nu ți-e rușine, că sunteți nerușinat. Cel mai tare m-a jignit când o mers, stați un pic, numai o secundă. Și o mers pe alt canal și exact. O spus de noi. Și Reni Damaian, chiar așa, domnul Mihai, pentru 3, 4, 5 care își arată răutatea în cuvinte, restul de mii de oameni vă apreciază exact. Ca să fiți puternici. Vă mulțumim din suflet. Așa și facem, să știți. De aia și m-am Victoria ridicat Ploșcanu. Și am mers mai departe pentru voi, că voi meritați și sunteți oameni minunati. Maria Manuela Antemir, bună Maria, te îmbrățișez cu drag, cu drag la mine, Rose, nu puneți la suflet răutate, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Maria Botaș, domnul meu, nu vreți să cântați un efren din cântecul ăla, ne-aș bucura. Păi uitați-vă după aia la canalul meu, vă rog frumos. Mai am și eu acolo o vizualizare în plus. Gătește și călătorește cu Maria, așa e Lara, Virginel Cătană, să fiți voi sănătoși și nu mai contează ce. Gătește și călătorește cu Maria, bună Maria Antemir, M.S.T., nu vă mai supărați, om fără dușman, nu e băgat în seamă, gura lumii slobodă, exact. Numai pământul astupă. Lara Florescu, doamna Maria, așa cum a spus și dumneavoastră, este foarte ușor să jignești, să faci rău, dar este foarte greu, este imposibil pentru multe persoane doar să spună o vorbă bună. Exact, draga mea. Exact. E, Dumnezeu să-i facă mai, ce să știți zic, ce m-a supărat? Asta m-a picat mai responsabil, foarte, foarte mai greu. Buni. Nu mă supăram pentru orice, că nu știu dacă ați văzut, eu nu mă supăr așa de repede. Și dacă spui o vorbă cu ce nu-mi convine, tac și nu zic nimic. Nu ziceam absolut nimic și nu mă supăram. Dar știți ce m-a deranjat? Deci după ce o jignit-o pe Maria, tot doamna Doina, o jignit-o pe Maria, știți ce a făcut? Mihai o blocat, o mers pe canalul lui cumnată mea și i-a spus în felul următor la Dacian. Parcă asta m-a jignit. Dacian, pe cine l-ai promovat tu, pe doamna Margaret, l-ai promovat, l-ai ridicat, l-ai făcut bine. Acum o stat cu țâțele goale. Lara Florescu, deci, doamna Maria, așa cum a spus și dumneavoastră, este foarte ușor să jignesc,
să faci rău, dar este foarte greu, este imposibil pentru multe persoane doar să spun o vorbă bună. Doina Popa, bună seara, bună seara, Doina. Gătește și călătoiește cu Maria, bună. Asta e Doina, Doina e Popa, nu? Nu, Doina Gheorghe. Doina Gheorghe, da. E, scuză-mă, draga mea, Doina Popa, să nu te superi pe mine. Doina Gheorghe, așa, Gheorghe, da. Așa și-o dat, păi... Bine, ea așa poate să, scris numele. Poate să schimbe numele și să... Și vreau să vă spun, asta m-a supărat foarte tare, m-a picat foarte greu. Cum să mergi tu să-i spui așa ceva la Dacian? Miruna Amanda, cine este Mihaela? Este sora Marie și a lui Miriam. Da, este fata mea, sora lui Maria și a lui Miriam, pe care o iubim din suflet. Da, eu am trei fete. Gătește, călătorește cu Maria, nu-i mai spune numele. Maria Manuela Antemiri, eu nu i-aș bloca, lăsați să comenteze. Nu, cine mă jignește, eu îl blochez, fără supărare. Deci am zis, criticați-mă, vorbiți-mă, în tot fel, dar nu mă jigni, domnule, nu mă jigni. Cocoș Margareta, Dorina Gheorghe, exact, Dorina Gheorghe, ai dreptate, nu Doina Gheorghe, Dorina Gheorghe. E foarte adevărat, Cocoș Margareta. Vezi că o știe. Matab, nu știu ce legătură are prepararea mâncării și cum arăți. Alina Mutăr, am scris și mai scriu o dată, sunteți o familie minunată, să nu mai enervați de lumea ailaltă. George Julian, prieten, nu uitați de like. Ionela V, am văzut și eu, au crescut că se uită, bravo, ai stil. Au greșit canalul, sunteți niște scumpi, toți nouă ne placeți așa cum sunteți. Elena Adelina, Ivan, bună seara, Grigore Alexandru, Nea Mihai, ăștia habar nu au să-și taie pâine singur, doar apoi să gătească, de-aia sunt frustrați și omenirea auriura. Dacă nu se inventa pâinea feliată, erau muritori de foame. Dar nu știu dacă știu, nu știu, dar știi cum sunt oameni răi. Vă mai spun ceva. Poți să vezi, domnilor, adică să aibă cineva, nu dumneavoastră mă refer, poate să aibă un om 10 facultăți. Dacă e omul al dracului, pentru mine e egal cu 0 barat. Vă dau un exemplu, s-a spus despre Iliescu, care nu știu câte facultăți. Dar ce-ai cu Iliescu? Păi da, l-a ales poporul român. Ce-au făcut? Au vândut țara. Deja au avut 10 facultăți sau câte au avut. Rodica Cezar, bună seara, Margaret, acum bună, am intrat, Rodica, nu știu despre ce este vorba, însă eu mă bucur că mă primiți în casa dumneavoastră cu brațele deschise. George timpul. Julian, fiecare are dreptul la opinie și scris, dacă nu educați alte persoane în afară de live, vorbiți la subiect din seara asta, dragi prieteni, vă mulțumim din suflet. Matam, sunt prea invidioși. Ai dreptate, Alexandru. Da, iubiții mei, am zis că nu pun la suflet, dar asta m-a supărat foarte tare că s-a dus la nepotul meu și i-a spus vorbele astea urâte. Nu trebuia să spun așa ceva. Deci asta m-a jignit foarte tare. Ionela, vei, doamna Margaret, poate doamna invidioasă că nu arată așa bine ca da. Dumneavoastră. Mă fac să mă râd cu poftă. Doamne, deci după ce am supărat, acum râd. Doamne, cu nu contează cum arătăm, nu, știi? Nu, draga mea, așa sufletul mi-a lăsat Dumnezeu, omului, eu n-am fost așa. Doamne, eu când m-am măritat, când m-am măritat, am avut 60 de kilograme. Da. Și acum am ajuns la 120 și ceva. Deci asta e viața. Nu vreau eu, nimeni nu vrea să arate așa. Matab, deci, sigur, așa este. Ce să fac? Sabinaș, dacă nu ai cei 7 de acasă, poți să ai 10 facultăți. Foarte adevărat. Da, se dau mari cu școlile lor, dar ei au făcut școală mulți. Ca să fure. Maria Manuela Antemir, Ionela V. Nu știu ce înseamnă asta, Ionela. Maria Ionela V, poate vezi, nu știu, mi se pare că plânge cu lacrimi, dar ce aici? Râde cu lacrimi. Angela E, bună seara, nu băgați
înseamnă lumea era Florentina Vicar. Eu admir pe mari și văd foarte calmă. Rodica Cezar, dacă sunt critici constructive, da, atunci este ok. Dar da, vin da. Cu jigniri blocați pur și simplu. Păi asta, exact asta am spus. Exact așa au zis și Mihai. Camelia Giambașu nu au de ce să se lege. Pur și simplu. Mulțumim pur și simplu. Și eu acum am intrat și nu știu despre ce e vorba, dar mă bucur să fiu cu voi. Ne mulțumim din frumos, suflet. Dragii mei, că sunteți cu noi și Dumnezeu să fie cu voi. Dumnezeu să vă dea sănătate și putere. Reli Damian, da, am văzut și eu ce a scris această Doina Gheorghe pe canalul lui Dacian. Dar Dacian a ignorat-o. Foarte bine, normal. Așa și Aurora Sandu, bună seara, oameni buni. Alex Solari, domnul Mihai, dar ce, la ce frizer vă duceți părul? Arată mereu perfect. Vezi că mă ia la păstă picior. Alex Solariu. Bine, Alex, du-te tu că și tunde-te la frizerul lui... Bine, lasă-mă, citește mai departe. Maria Manuela Antimir, degeaba ai 7 facultăți dacă nu ai 7 ani de acasă. O să te țin minte cum Alex Oariu, așa. George Giulian, la mine pe canal de YouTube îi blochez din start, nu discut, pun pe cuvinte neagrevate. Eu unde scuip nu ling. Gătește și călătorește cu Maria, Rodica nu sunt doar jigniri, e pură răutate gratuită din partea unora și nu înțeleg de ce ar trebui să fie obișnuit să nu mai puneți la suflet. Eugenia Seaca, dați, dragii mei, pentru mine rămâneți aceeași familie simplu, mulțumim, dar frumos. Cu suflet mare. Mulțumim, dragii mei, asta apreciez la voi, că vedeți, deci, sunt oameni care rămâne aceia și tot timpul lângă noi, cu bine, cu, adică cu bune, cu rele, sunteți lângă noi. Și asta apreciez și de-aia și intru cu voi, că altfel n-aș intra live să stau să vorbesc cu voi dacă n-aș simți ceva pentru voi. Alex Solariu, ai grijă cu ce monedă plătești, aia o să capeți, Alex Solariu, să nu uiți. Liliana Marinela, Liana, o seară minunată vă doresc, Sidonia Sas. Hai cu 10 cai, iubiții mei, Margaret, să știți, tu să faci nimeni alții, dar alții dau 1000 de euro să aibă ce ai tu, vă iubesc. Mulțumesc, iubita mea. Ionela V, Maria, draga mea, tu de ce nu faci live? Să stăm și cu tine de vorbă, eu zic, Maria. George Giulian, B, domnul, bună seara, draga mea, prietenă. BDNL. Bună seara. Liana Maria, Marinela Liana. Nu știu ce vrea să fac aici un... Spuneți-mi, dumneavoastră, ce vrea să scrie Liana Marinela Liana. Gătește și călătorește cu mine. Tati, de ce citești așa rău? Nu te grăbi, citește pe rând. Maria Botaș... Da. Domnul Mihai, să nu mai bateți capul că sunteți frumoase gospodine și de vreme acasă. Doina Popa, bine că v-ați lămurit că nu despre mine era vorba. Doamne, cer scuze, Doina. Nu despre dumneavoastră. Nu de alta, dar este pagina mea reală și ar fi părut rău. Eu mai scriu câte ceva din ce știu eu, dar niciodată nu aș zigni. Nu, Doina, te rugăm din suflet să ne ierți. Eu am zis Doina mea. Gheorghe, dar nici, nu-i Doina Gheorghe, e Dorina Gheorghe. Da. Ioana Madeholz, am început să vă transmit un mesaj și nu s-a putut. George, un gând bun din partea mea. Rodica Cezar, eu chiar am apreciat că ați încercat să ne arătați rețeta zacusca pe așa căldură. Viorica Paz, bună seara, sunteți o familie frumoasă și vă admir pentru tot ce faceți, arădănii mei. George Giulian vă pupă, mă îmbrățișează. Liliana Marinela, sunteți o familie minunată. Maria Manuela Antimir, bună idee, Ionela. Maria, așteptăm un live cu tine.
George, Giulian, nu uitați de live, vă mulțumim din suflet, rețete simple, Margaret, Reli, Damian, domnul Mihai, când se termină live-ul, trec pe canalul celălalt și vă ascund melodia. Mă bucur foarte mult. Gătește și călătorește cu Maria, poate că o să intru live și eu într-o bună zi. Cat, eu nu cred că ați luat acea ținută să faci parada modei, dar atenție, oamenii privesc la ce izbesc ochii. Doina Sanda Coman, bună seara dragilor, nu mai băgați în seamă persoanele fără caracter, o seară frumoasă vă doresc, bună seara la toți de pe live, haideți cu live. Vă iubim, 130 suntem. Mulțumesc frumos că nici te apuc să zic o vorbă. Rădica Cezar, bună seara la toți de pe live, haideți cu live. Vă iubesc, vă respect. Sunteți senzaționali. Nici nu am apuc să zic. Domnii mei, iubiții noștri. Vă ascult. Sunteți minunat, oameni de nota un milion. Deci nu e adevărat. Nu-mi vine să cred ce oameni sunteți foarte, foarte inimoși, foarte cu bun simț, cu respect. Deci vă mulțumesc din inimă. Ana Mendol, sunteți oameni minunați, dumneavoastră, sunteți de 1000 de ori mai minunați decât noi. Liliana Marinela, ne vă iubim și noi. BDNL, nu știu, sunteți foarte harnici, vă admir deja, ați făcut zacuscă, bravo! Da, dragii mei, am făcut pentru că m-ați cerut voi și că noi am vrut să mai așteptăm să... Adevărul că am luat foarte... George Julian, din 130 nu apuc să mă duc să-mi beau apă. Du-te, George, liniștit, iubitule. Te pupăm, George. Ne pasă... Cocoș Margareta, vedeți, doamna Maria... Câtă lume vă iubește, da, lumea Florescu, domnul Mihai, da. Nu-l mai luați în seamă. Da, aveți dreptate. Pe cei ce nu au face, ci doar jignesc. Maria Mânână Temis, sunteți oameni simpli ca și voi. Ca și, da, exact, suntem. Eu am oameni minunați. Ana Popescu și am apreciat Zacusca, nu ținuta, Florentina Vicar, vă doresc o seară minunată, rămâneți tot așa buni. Gătește și călătorie, nu mai mișca telefonul, tremură mâna, dar păi, trebuie să citesc în continuare, Maria. Laura, bună seara, Margaret, ce s-a întâmplat în ultimul video? Spuneai de un maieu, dar nu prea înțelese, sper să ajungeți la 10K înscriși. Da, am avut un maieu care pe piept a avut aici un model galben și modelul ăla galben ce a avut aici desenat, i-l a părut la cineva că eu sunt cu pieptul gol, că e transparent și că se vede pieptul. Dana, stai acum, puteți ține așa curat totdeauna la bucătărie. Liliana Mariana, Marinela Liliana, mulțumim frumos pentru toate rețetele. Viorica Pas, nu fiți tristă pentru incidentul de ieri. Lasă să vorbească, Miriam, unde este? Aici, pe Miriam. Maria Pătrașcu, bună seara, dragi, acum am ascultat melodia, domnul Mihai a cântat din toată inima. Mari Marinela, mulțumim, Mari Marinela și dumneavoastră, familie dumneavoastră, de asemenea, sunteți simpatici. Emilia Oscan, bună seara, seară plăcută, Alina Mutăr și eu. M-a mirat cum ați făcut pe căldura aia mare, zacuscă, aia minunată. Ieri a fost 40 de grade. Eu așa m-am bucurat ieri că ați postat și am avut campanie de făcut bulion, de roșii și cu morcov, selină și păstrănac. Am făcut un compot de prune și dulceasă, de zmeură, cu mure și am făcut și... Wow, am avut la ce mă uita. Vedeți, sunteți mai hainică decât noi. Da, Grigor Alexandru, săptămâna asta treceți de 10K abonați, așa că o mână de persoane răutăcioase se pierd în negură. Ce ar fi o mâncare fără puțin piper? Lara Florescu, mie îmi sunteți foarte dragi și vă respect și vă doresc numai bine. Marinela, eu semnele astea nu le prea înțeleg, mă cer scuze. Rodica Cezar, exact, suntem aici mulți care vă iubim, nu merită o persoană fără bun simț să strice toată atmosfera. Ligia Crista, bună seara, acum m-am uitat și eu la ultima rețetă astăzi care ați făcut-o și am văzut ce specificații, comentariile unora și altora, m-am uitat la video cu zacusca și văd despre ce este vorba, însă da, dacă domnule Mihai, un bocan de zacuscă păstrați și pentru mine. Da, rugăm să veniți
Haideți la noi și mâncați. Să știți că un borcan de zăcuscă am dat la unul dintre admiratorii noștri cu care m-am întâlnit. Ligia Cristea, nu spuneți chiar părerea transparent, maieul. Ana Maria Burdichi, vă iubim și vă urmărim cu drag din Grecia. Mulțumesc, draga mea. Să fii sănătoasă. Comentațion tot așa. Da, cu mirii deschis ușa. Credeți-mă, continuați tot așa, o seară binecuvântată, Ionel, aveți domnul Mihai, dacă reușiți mai face și câte o pauză acolo unde sunt întrebări, să poată și doamna Margaret răspunde, Ligia Cristea, da, oamenii nu trebuie să fie aspri, da, dar după aia pierd pe cineva și mi-e frică că nu-l citesc. Maria Olariu, bună seara, doamna Margaret arată bună tricoul, seara, așa, Maria. Nu mai au ce comenta, ai tricoul, Gheorghe Crăciun, vă urmărim ăla, acum, pe mine. Așa sunt oamenii, domnul, să vă poartă de grijă. Draga mea, și fără maiou, fără locuță pe mine, tot calm ar fi, credeți-mă. Clara Florescu, vă rog, doamna Marica, nu mai dați importanță și nu mai dați explicații, deoarece prin asta dați satisfacție persoanele exact, respective. Vita mea, ai Camelia vita. Ilie, bună seara tuturor. Ce mai faceți? Vă îmbrățișez mult, mulțumim mult pe toate familia, noi, George dragi, Julian, domnul Mihai, nu mai aveți apă la 138 de persoane. George Crăciun, domnul să vă binecuvinteze, oameni buni. Doamnă dragă, nu mi-ați dat atâția explicații în legătură cu ținuta. Nu mai dați, eu mă uitam la oală cu zacuscă, nu la bluză. Reli Damian, dragă Maria, m-aș bucura să intre live, doar să ne anunți, Maria, la plimbare la biserică, te-am admirat cum îți stătea de bine cu părul ridicat, adevărul că stă bine oricum, Petruța, fiica lui Iisus, Dumnezeu să vă binecuvânteze, exact. Sunteți extraordinari, și o familie minunată, amin. Gheorghe Neculcea, suntem mulți pe live, dar puține like-uri, dați like, stați liniștiți, pentru că lumea este foarte pestriță. Da, suntem 138 și numai 60 de like-uri. Cocoș Margaret, vedeți, doamna Maria, câtă lume vă iubește și cu cât mai mult, cu atât vă critică. Toți fanii intră cu mult mai mulți. Deci lăsați-i să intre cu criticile, cu toți fanii, să vă sară în ajutor și vă iubim. Povești cu noi, dacă ar fi să dați câte un borcan, la fiecare susținător ar rămâne fără zacuscă, dar n-avem atâtea borcane. Știți câți m-au ieșit? 15 borcane. Liana, Marinela, Liana, da, vă urmărim cu mult drag, gătește și călătorește cu Maria. Mai eu, ăla ce l-ai purtat pe video, ăsta e aici, pe live sau să vadă modelul. Poți să-l duci să vadă modelul. Lara Florescu, doamna Maria, ați făcut cumva prăjitura cu iaurt, care se coace la cuptor într-un vas cu apă. Ai făcut prăjitura cu iaurt, care se coace într-un vas cu apă. Zice. Nu. Aurora Sandu, 141 la mine 132. Gătește și călătorește cu mine. Mulțumesc, Reli Damian. Nu văd aici Rodica Cezar, cred că. Doamne, domnul Mihai, cât este de îngrijorat că nu reușește să citească. Toți suntem tai simpatici. Sebe, parebe, nu știu. Margareta nu are drept să fie odată sexy. Nu dați importanță celor răi. Să fie binecuvântați, vă iubesc și vă respect, Edic din Debrecen. George Ioan, domnul Mihai, mi-am luat și eu un maieu ca să nu cumva să pierd YouTube-ul. Mulțumim! Dragii mei! Adrian Ardelean, sunteți minunați, dragii mei! Cristian Chivu, bună seara, vă pupăm și vă salutăm! Rosa Otem, bună seara, dragă Margaret, Laura Florescu, domnul Mihai, ați prins experiența acum, citiți foarte repede. Petruța, fiica lui Iisus, am dat like, nu obișnuiesc, nu din răutate, deoarece uit de obicei, vă iubesc. Și noi vă iubim pe toți, sunteți minunați, minunați. Rosa Otem, vă urmăresc cu mult drag. Nu, mami. Giute Sana, George, toată aprecierea mea pentru tine, păstrează-ți perseverența. Mulțumim. Mai iau o gură de suc de apă și asta. Câte mașini. Da, dragii mei, mulțumim foarte, foarte mult. Sunteți minunat, uitați. Câte bine ziceți, câte oameni frumoși lângă noi, da.
140. Da. Nicol Alessandru, Nea Mihai, nu se supără nimeni dacă mai ratați din comentariu. Gândiți-vă că poate anul viitor vor fi 100 de ca abonați. Și atunci ce vă face? George, Julia, nu uitați de like. Liana, Marinela, Liana, vă iubim, familie minunată. Eu aș încerc să citesc cât pot. Sper că, nu știu, n-am sărit păstă nimeni, îmi cer iertare dacă... No. Da, dragii mei, așa. Mulțumim la toată lumea că sunteți așa minunat și lângă noi și eu mă emoționez foarte tare când văd. Rodica exact Cezar, deci eu minunați. Când intru prima dau like, altfel ui și eu. Maria Manuela Antemir, domnul Mihai, mai bine cântați ceva, uitați-vă pe canalul meu, vă rog frumos. Eu ne-l avea atâția oameni care, am pus o melodie nouă acum, care vă iubesc dacă am fi la dumneavoastră. La mine la cap. Nu am încăpea în curte la dumneavoastră, că vă cred. În curtea noastră avem curtea mică. Gătește, călătorește. De asemenea, vrem să acționăm ca unele comentarii se șterg automat. Lara Florescu, o, sunteți da. Foarte simpatică, domnule Mihai. Domnule Mihai, citiți mesajele repede ca un comentator de fotbal. Te Maria Sadachi, bună seara, oameni dragi, vă urmăresc oricum cu foarte mult drag mai departe, George Julian, domnul Mihai, când vin 10 ca sărbătoresc un pahar și o joardă pe spate. Haideți să vă arăt și... mai ou. Uitați-vă aici, dacă vedeți. Vedeți că se vede ceva model. Vedeți că are ceva model aici. Așa e modelul. Ăsta e un model făcut așa, desenat pe ea. Mamă, scuzeți că n-ai citat. Ăsta e mai ou. Ca să știți. Așa arată și aici, dacă vedeți, la piept, vreau să vă arăt, are un model. Asta e așa, e desenat. Ca pieptul. Așa e modelul. Adevărul că și e mai transparent, e subțire. Nu-i transparent, Mihai. Da, ceva. Așa e materialul. E subțire, lărgoacă, deci e largă. Și asta am avut eu pe mine. Și Rosa Ot, în Las Vegas, vă urmăresc și vă iubesc și noi vă urmărim. Silvia Bucurei, bună seara, te-am descoperit acum 2 săptămâni, vă admir și vă prețuiesc. Și noi, George Gila, domnul Mihai, când vin, da, asta am citit, m-ați dat puțină pauză. Rosa Ot, în inimiori, 3-6-8 inimiori și noi te iubim. Maria Botaș, la mine 144 de persoane, la mine 149. Mulțumim, Lara Florescu, Maria, te pup și te îmbrățișez cu mult drag. Când mai ai timp să mai faci vreo rețetă, poate un pește, că-i vezi. Ionel avea 146 de oameni. George Julian, dragi prieteni, vă mulțumim într-un număr cât mai mare. Prezența echipa Rețete Simple Margare vă iubește. Gătește și călătorește cu mine. Vă pup! Lara, o să încerc, zice Maria Dom, dacă v-am fi vizitat tot ce e de aici, aș fi rămas fără zacuscă. Dar nu ajungea, poate numai să o gustați. Nu va ajungea câte deci... o felie de pâine pe zacuscă, nici vorbă. Da, am luat 10 de vinete, 10 de ardei, dar să știți că nu a ieșit chiar. Da, eu sunt mulțumită cât a ieșit. Eu sunt Rodica Cezar, mai trebuie să luați și o gură de aer, domnule Mihai. Da. Să da. Știți că dacă mulțumesc, cumva, Rodica. Nu știu, da, cu ajutorul lui Dumnezeu. Lara Florescu, doamna Maria, vă rog să mai arătați și nu mai explicați nimic, schimbați subiectul. Sidonia Sas, eu mi-aș bate capul să nu mai fie rău de la căldura, mai bine, exact. Iubita, să ai grijă mare de tine. Maria, mai fă o pauză, tate, să vorbești și mami, te rog, lasă că păi eu fac pauză, dar vă rog frumos să nu vă supărați că nu mai citeți mesajele. Haideți că fac 5 minute pauză. Deci, dragii mei, eu mă bucur foarte mult că am făcut zacusca. Credeți-mă, pe căldura aia am făcut ca să... Deși că am cumpărat ieftin, dar și pentru voi să arăt că eu totdeauna zacusca o fac în luna septembrie. Eu așa am obișnuit că atunci așa luam noi mai ieftin și așa făceam. Dar acum am făcut-o mai repede și gândiți-vă la căldura aia. Deci, ieri a fost cel mai... Și am găsit și foarte ieftin. Da, e adevărat. Și mă bucur foarte mult, mulțumesc lui Dumnezeu, cât m-a ieșit, eu sunt mulțumită.
Și dacă cumva mai găsesc, dar nu acum, peste o lună, dacă mai găsesc ardei ieftin și ceapă, atunci o să mai fac o porție cu fasole, dacă. Deci nu vă promit, numai dacă cumva... Maria vă mulțumește tuturor pentru comentarii. Deci asta am vrut să vă spun cu zacusca. Așa că gândiți-vă de ce au fost pe noi și pe mine și pe mine, că m-am trezit la ora 5 dimineața. Maria, exodia Fecioarei. Da, Fecioare și noi suntem pe și eu și Mihai. Miriam Irac, ați auzit? Da, dragii mei, așa că mulțumim și pentru laudă și pentru orice ar fi, mulțumim frumos că sunteți oameni minunați și că sunteți lângă noi. Să știți că și acum, credeți-mă că trebuia să închidem ușa, să stăm cu voi pe live, să nu auziți vecinii, că vecinii, ați auzit, au câini, copii, urlă, latră, eu stau cu ușa închisă numai să stau cu voi să vorbesc cu voi. Lara Florescu. Să știți că te pun un pic de efort. Și Lara Florescu e fecioară. Fiindcă vă iubesc de aia și vă respect. Sper că s-a văzut clar modelul maieului. Sâmbătă seara, dragi prieteni, la un nou live. Cine? La live, echipa George Ciulia. Programează. Super. Hai să fie tot așa mai târziu. Să fie la ora 20. Ce? Poate e mai răcoare. Poate nu-s vecinii pe stradă. Nu, e mai răcoare. Nu, poate mai... Cum spuneți dumneavoastră? Ora 20, 20 jumate, 21... Poate ne dați o idee. Povești cu noi, deschidă ușa că nu ne deranjează, ce Elena Ungureanu și eu, sunt Fecioară, Elena. Oh, ne bucurăm. Maria, dragă, mine iubește, Rodica Cezea, chiar nu m-am așteptat azi cu live, dar mă bucur. Și noi ne bucurăm, sunteți. Ne bucurăm și vă mulțumim. La mine arată 139. Vă mulțumim la toată 80, lumea. 141. Chiar vă mulțumim. Și cum o... Mihai, cum se numește canalul, că am uitat? Acum pur și simplu? Da, pur și pur simplu. Pur și simplu, da. Dacă ne auzi, iubita, Elena, cred că o cheamă, nu? Ada. Așa ți-o zis, Ada. Scuză-mă că în capul meu vârvătaie, că le am toate numelele în cap și le compun. Ada, draga mea, vreau Alina să... Mutăr ne dorește o seară minunată, o seară minunată. Și eu vă doresc la fel, dar Ada, vreau să îți mulțumesc din inimă și din suflet. Dumnezeu să-ți dea sănătate și putere pentru, știi tu pentru ce? Deci ești minunat, uite pe Miriam, te pupă, Miri, foarte mult. No. Cu minte. Stai jos, iubita mea. Rosa, o termarica te pup cu dragă, mi-ești ai foarte dragă aici din Las Vegas. Las Vegas, acolo era Elvis Presley, nu? Cânta. Ce zice mi-ai? Așa Elvis se numește Presley. Canalul? Nu, din Las Vegas, în orașul Las Vegas, ne salută, din orașul Rosa Otter. Mulțumim să fii sănătos. Really, dar mea, Marica, bine că ai arătat maieul. Se vede clar că are acel model în zona bustului, altfel le-ați dat peste nas. Cerul lipsit de bun simț. Și chiar dacă n-avea modelul, vă dați seama, cu lucru, cu zăpăceala, cu căldura, vă dați seama, era cald și cu focul, nu m-am gândit, cu focul mei, acolo, cum cu lemne. Eu și pur și simplu nu ne-am mai dat seama. Aranjez 2 ore să mă rujez. Eu o să fiu lejeră, curată și asta mă interesează. Nu cum îmi stă mai eu. Că... Normal, gândiți-vă, am fost la mine acasă. Deci eu am vrut să fiu lejeră, să ăsta. Gândiți-vă, eu am și cu glanda. Dacă eu am ținut și șorțul, domnul meu, să vă scriu lemma maghiară, dar vreau să citească doamna Margaret LMG, se peste e julă falma se jo escat kivanok soc sere te che. Că ne iubește, da. Că ne dorește. Știți cum e telefonul la mine și dacă îi dau e telefon, nu vede că n-are ochelare aici și dacă ar rămâne
pe video, da? Să șterg comentariile astea. Și am observat. Deci după ce terminăm, și eu vă respect, mă uit pe live și nu mai apar comentariile. Îți mulțumesc frumos pentru urare. Am înțeles mai ce vrei să spui. Vrei să... Românește. Aris, bună seara pe Mihaela, când o cunoaștem, când vine acasă. Sperăm că în septembrie, acum luna asta. Nu suntem siguri, sperăm. Da, v-am promis că în caz că vine Mihaela, în septembrie e vorba că s-ar putea să vină, atunci o să rog eu frumos ca să intră cu voi, măcar să o cunoașteți. Da. Nu înțelege română. Cine nu înțelege? Ba, înțelege română. Și dacă nu înțelege cumva română, îi transmit și pe ungurește cumva, dar mă gândesc că înțelege. Da, v-a scris pe românește. Nu, atunci mă gândesc că mă înțelege. Da. Eu te pup, te iubesc, îți mulțumesc de mesaj care i-ai trimis, am înțeles să mare despre... că m-ai urat sănătate și că ne iubești. Da, Rodica Cezar, spuneți că pe Mihaela o puteți vedea pe canalul lui Maria. Da, are Maria un videoclip, am mai spus, unde s-a întâlnit cu sora sa Mihaela și filmat. O puteți vedea. Și astăzi, unde au fost în vacanță. Și acolo se vede Miha. George Giulian, domnul Mihai, am băut toată apa, mai aveți? Mai avem, hai, dar 146, Giulian, la mine arată 156. Da, și 89 de like-uri. Frumos, hai, dați că avem apă, cât vreți. Vă dăm la toată lumea din abundență să bei toată lumea, măcar apă. De Dumnezeu apa vieții, exact. Aia e cea mai importantă. Exact. Povești cu noi 156 la mine. Povești cu noi la mine 162. Ce? Da. Să fii sănătoși. Doamne, vă mulțumim. Da, exact. Așa n-am fost niciodată. Sunteți oameni minunați și mă... Ionela Vene, iubește, povești cu noi. Haideți cu 200, vă iubim. Da, Rodica, la mine 162, acum la mine a scăzut 150. Nici o problemă, nu. George, Julian, mai glumim. Da. Normal, George, normal că... Elena Ungureanu, la mine sunt 162. Da, nu știu de ce nu arată la fel la toată lumea. Și la mine 200. Poate Dumnezeu ne ajută săptămâna asta și facem 10K și o să vedeți surpriza ce-a pregătit Maria. Că de când mă așteaptă surpriza să o postăm, că e filmată, anume numai trebuie pentru postat 10K. Pentru voi, da. George Giulian, cine iubește echipa Rețete Simple, inimioare, inimioare. Mulțumim George Giulian. Nova Chioană, vă salut din Banatul Montan, vă salutăm, George Giulian, inimioare și ne pupe, Sogis, opa, cer scuze, eu am fost fotbalist, faceți niște mâncăruri foarte, foarte sănătoase, vă doresc o veșnicie veșnică, ăsta e Sobi Nagi. Mulțumesc, Sobi, Dumnezeu să-ți dea sănătate, iubitul meu, ți-am spus, noi facem mâncare, ce mâncăm noi acasă? Mâncare ieftină și rapidă, vă spun sincer. De ce să vă mint în față? Că nu câștigăm. Mihaela Iosi, vă îmbrățișez cu mult drag, oameni frumoși. Deci eu încerc să fac mâncare care e mai ieftină Nova și care e mai scumpă, vă urmăresc rețetele, Filip Stan, salutări din Elveția, noi suntem din Pâncota. Domnul să vă binecuvinteze. Eu m-am născut la Zăran, lângă Pâncota, să știi. Mulțumim! Și Maria Meleția. Maria Pătraș, cu multe inimiori. Și noi vă iubim. Mulțumim la toată lumea, oriunde v-ați fi, vă salutăm. George, vă Julia, Filip Stein, bine te-am găsit. Pe toată lumea, ne bucurăm, dragii mei, că sunteți în capătul lumii și ne salutați și vorbiți cu noi. Pentru noi e o bucurie, să știți, să avem lângă noi. O bucurie, o onoare, da. Nu știu, ne dați, cum am zis, putere să mergem mai departe. Da, să știți. Da, și să uităm de Cârcotaș. Da, să știți că, da, adevărul că nu.
Trebuie să Ionela, vece mi-ar fi plăcut să fiu mai aproape de dumneavoastră, să vă cunosc în realitate. Și noi ne-am am fi bucurat, vrut. Să vă cunoaștem pe toți. Bucurat, da. Noi să știți că suntem foarte deschiși la toată lumea și ne bucurăm să vă cunoaștem mai bine, să vă vedem. George Gilean, pe final de live, nu uitați de like, dragi prieteni. Așa e, George. Doamne, ce minunat sunteți. Ata, binimioare și flori. Mihai, te pup. Doamne, Mihai, ești minunat. Elisabeta Nastor, inimioare, cu cruce de la Dumnezeu, mă gândesc. Mulțumim, George Julian. Cărcotașii se duc la năvodaie. Da. Ligia Crista, mă gândesc că vi se schimbați viața de când aveți canal de YouTube și faceți rețete, altfel vă simțiți și ieșiți din stări de tristețe. Exact, Vita mea, ai văzut. Ionela, vede, dar din păcate e distanța mare de la Suceava până la Arad. Am trecut prin Suceava odată. Iubita noi am mea, crescut cu mâncăruri simple. Dacă dorești. Am Facebook și sau Messenger. Și poți să, da, pe Messenger, să mă sun pe cameră dacă, bineînțeles, vrei să ne vedem, să ne cunoaștem. Oricând. Ce Maria Pătrașcu, nu trebuie să ne supărăm, toți vlogerii au cărcătaș. Maria Bota, să știți că întotdeauna binele câștigă. E foarte adevărat. Exact. Da, chiar am zis că n-am. Vă spun sincer că da, am fost supărat, nici nu am vrut să intru, m-a fost și un pic rău, că m-am năbușit. Da, tot respectul pentru toată voi, familia, da. Mă uit și la vlogul lui fiicii dumneavoastră, sunteți o familie foarte, 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 foarte frumoasă, tot respectul. Mulțumim din suflet, Sabo. George Julian, chiar vă mulțumesc tuturor, prezenți, echipa Rețete Simple Margare vă iubește mult. Tot timpul și pe toată lumea, da, dragii mei, așa-i. Vă mulțumesc, așa m-ați bucurat. Vă mulțumesc că Miriam, uitați, să joacă cu mine, îmi trage atenția. Ne bucurăm foarte mult că, să știți exact cum a zis, că m-ați schimbat viața, m-ați... Deci eram tristă și m-ați îmbucurat, m-ați înviorat, m-am luat gândul, ați văzut că am râs cu voi, m-am simțit bine cu voi. Ca întotdeauna suntem o familie bucuroasă, uităm de toate problemele. Angela Păscut, Moreș, minunat, fii mereu veselă. Mulțumesc, și nu luați Angela în seamă comentariile răutăcioase, vă surup pe toți. Și noi te pupăm, Angela. Maria, ne cerem scuze celor care nu s-au citit comentariile, vă pupăm. Laura, domnul Mihai, salutări din Germania, când ne faceți o rețetă nouă? Păi n-am făcut o rețetă nouă, am filmat clătite, era aluatul deja gata făcut, am copt clătite și m-am cântat o cântare cu Maria și cu Miriam. Și Miriam le-a însiropat și le-a împăturat. Și am făcut un videoclip scurt. Da, și Mihai mai face când și când, da? Și el mâncare știe să facă, să știți, încă face mâncare foarte bună. Copiii când eram mici zicea: mami, nu fă, tu lasă să facă tati, că le face mai bune. Vă spun sincer, așa îmi spunea fetele. Angela Păscut, Miriam, pupici frumoasă. Salută, mami. Așa, salut. Bravo. Vă pupă și Miriam. Bine, Miriam. Da, să știți că mă bucur foarte mult că... Maria Botaș, vă spun să aveți o noapte frumoasă și multă și sănătate. Fel, dragii mei, vă doresc și vouă o noapte cu Dumnezeu, liniștită, cu mângâieri din partea Domnului Iisus, lângă cei dragi, lângă copiii voștri. Toate binecuvântările să se revarse asupra dumneavoastră. Și nu uitați, oameni buni, haide să fim mai buni. Toți suntem răi. Da. Să zice, știți cum e, zice... Omul ar vrea să facă binele, dar până la urmă tot o face. Exact. Așa e.
Și ai omul, firea asta pământească. Elena, Rețeval, seara, dragilor, bună seara, dragilor, mă bucur că v-am prins și eu un pic. Acum am ajuns de la muncă. Te pupăm. Mulțumim din suflet că îți faci timp pentru noi. Exact. Mulțumim foarte mult, Dumnezeu să-ți dea sănătate. Igor Alexandru, mereu trebuie să fiți vesel, sunt probleme mult mai importante pe lumea asta. Noi cei care vă urmărim deja ne simțim parte din familie. Exact. Când mai vine două, trei babe cărcătoașe, le facem și lor, le facem loc și lor. Da. Reli Damian, să știți că eu în fiecare zi mă uit să văd ce a mai postat Margare zilnic, fac acest lucru. Mulțumim din suflet. Mulțumim frumos. Să știți că mă strădui cu adevărul că, na, știți cum e, că doar suntem femei și toată lumea știe ce înseamnă. Da, cei care critică, critică de invidie pentru că ei nu sunt capabili să facă nimic. Laura Echei, Maurica, draga mea prietenă, lasă lumea să vorbească. Tu ești tu și ești unică. George, Giulian, trebuie să ies că plec. Mulțumim, George, tare, mulțumim din suflet, frumos, George. Să fie cu tine. O seară binecuvântată, să dea Dumnezeu noroc. Ionela V, abia aștept rețeta nouă, îmi face ziua mai frumoasă. Da, dragii mei, o să vin cu rețete Ligia noi, Crista, să bune și... perfect, nu suntem niciunul, vă sfătuiesc să fim mai atenți la detalii, să evitați orice vorbe rele. Exact. Oricum eu voi găsi câte ceva de comentat, ei vor găsi. Normal. Dar vă asumați și sunteți oameni buni, și sunt oameni buni și oameni răi, adevărat. Da. George, da. Multă sănătate, fratele tău, Dumnezeu să se atingă de el. Ce, George, ai frate bolnav, n-am știut. Oh. Dumnezeu să-i dea sănătate. Grigor Alexandru, îmi pare rău, George, multă sănătate la fratele tău. Oh, Doamne. Haide să ne rugăm pentru fratele lui George să-i dea Dumnezeu sănătate, să-i aibă milă de el. Să vă vindecă. Mirela Becanson, salutări din Suedia, multe salutări, Mirela, în Suedia. Draga mea. Rodica, aceea sănătate la fratele domnului George, multă sănătate. Doamne. Beatrice Avă, pup, seară frumoasă, seară frumoasă, George Giulian, s-a făcut rău, îl duc la operație. Doamne, ajută-l, Doamne, să vindece, să facă bine. O, Doamne. Ați văzut, oameni buni, deci sunt oameni minunat, uitați-vă. A ta, multă sănătate, fratelui tău. Doamne, ferește pe toată lumea să te ajută Dumnezeu să treci cu bine peste toate problemele care îți păpă. Mariana Arcălean, sănătate și putere multă fratelui. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Rodica Ceza, Dumnezeu să se atingă de el. Amin. 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 Da, dragii mei, vedeți câți oameni năcăjiți și bolnavi și asta și noi ne luăm de lucruri mărunte și ne năcăjim și ne supărăm și jignim. Și pentru ce? În loc să fim buni, să ne ajutăm unul pe alții, să fim oameni Maria buni. Maria Manela Antemir, multă sănătate, fratele facem George. Facem numai lucruri rele. Îmi pare foarte rău să aud așa ceva, chiar... mă năcăjește. Iulia Mihaela Bordei, mamă, ce tare ești, nu mai pot. Mama, ce tare ești, nu mai pot. Asta iară comentează, cred că nu, Iulia. Nu, mai las-o, nu mai... Viața asta e așa de scurtă, cu toți suntem o mamă de o mână de pământ, indiferent de orgolii, niciodată nu știm ce ne aduce ziua de mâine. De aceea, haide să fim mai buni. Astea sunt vorbile în fața mea. Asta ziceam și noi. Sabi Nagi, o noapte plăcută și frumoasă, vă doresc din toată inima mea. Nagia, Dalma, Seb, Jo, Enjecat, Kivanok, mă ierți, mii de scuze. Am înțeles, ne dorește noapte bună. Ligur Alexandru și eu trebuie să ies. Vine șefa și îmi dă în cap, nu am lucrat nimic în seara asta. Am stat doar pe live, pup și vă doresc multă sănătate, vai, fericire. Iubim, o seară bună, Grigor. Dumnezeu să fie lângă tine, Elena Ungureanu, o seară liniștită, vă doresc o seară liniștită, Elena. Ligia Cresta, mult numai bine și vine Domnul, e momentul să ne apropiem de Domnul mai mult ca să facem voia lui Dumnezeu.
În toate, ca în ziua judecății, fiecare răspunde în dreptul lui. E foarte adevărat. Așa e, da. Aveți dreptate. E foarte, foarte adevărat. Dumnezeu să ne facă mai buni, să ne pocăim pentru faptele noastre și pentru greșelile noastre. Da, așa e, dragii mei, aveți dreptate. Trebuie să fim oameni mai buni. Îngeraș dulce, 20 de dolari canadieni. Doamne, îngeraș, Doamne, îți mulțumim din suflet. Tot timpul ești. Povești cu noi. Doamna Margaret, sper să adormiți cu zâmbetul pe buze. Doamne, mulțumesc! Îngeraș din suflet, îți mulțumim, Doamne! Doamne, la toată lumea, Dumnezeu, de 10 milioane dorme mult. Niște oameni minunați care meritați tot respectul de pe lumea. Gătește și călătorește, Maria, îngeraș, mulțumim, ca de obicei ești o scumpă, fii binecuvântată. Să fii tu, Dumnezeu, familia ta, cei dragi, copilașii tăi, neam de neamul tău și oamenii care stau din jurul tău și toată lumea. Gătește, călătorește, Maria, povești cu noi, te pupăm. Te pup, Domnul George, sănătate fratelui tău. Pe toată lumea, pe George, pe toți. Deci nu vă țin numele minte la tăi și nu vreau pe unii să pomenești pe alții, nu? Dar vă pup pe toată lumea, vă mulțumesc. Legea Cristă, e ușor să iubim când suntem iubiți. Exact. Însă este mai greu să iubim când nu suntem iubiți. E foarte adevărat. Bela Mafia, seară bună, să nu mai faceți probleme cu vestimentațiile. N-arăți fără... Pum, Maria, ești ok, povești cu noi, vă îmbrățișez cu doi, cu drag. Vă îmbrățișăm cu drag, o seară binecuvântată. Și vă mulțumim la toată lumea care a fost prezent și care nu a fost prezent. Antonia, Gabriela, bună seara, Margaret, ce faceți? Îngeraș dulce, o noapte frumoasă, o noapte binecuvântată, îngeraș. O noapte frumoasă, gătește și călătorește cu mine. Ai spus o vorbă mare, Ligia, să ne ajute și pe noi, Dumnezeu, să iubim pe cei ce ne dau hate. Da, v-a zis Dumnezeu, ce răsplată vreți dacă vă iubiți numai voi între voi? Trebuie să iubim, e adevărat, și pe dușmanii noștri. Ăla e plăcut în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat dă ploaie și soare și peste bun și peste răi. Așa-i. E un mare, un mare cuvânt ăsta. Maria Dragomir, mare iubita mea, ai grijă de tine, nu te supăra, tu, cu sănătatea, Maria, mai presus de orice. Exact. Maria Manuela Antemir, seară frumoasă, seară frumoasă, să aveți noapte liniștită. La toată lumea. Bădene Ligia Crista, care carte din Biblie vă place cel mai mult? Zice Ligia Crista. Mie să știți, deci, nu carte, deci... Biblia mie, originală, nu? Da. Mie... Cel mai mult îmi place cuvântarea lui Domnul Iisus de pe munte. Ce ați auzit că s-a spus, așa că dacă îți dă cineva o palmă, deci aia e adevărată pocăință. Deci dacă își cere haina, dă-i și cămașa. Dacă își cere să mergi un kilometru, du-te cu el 10. Deci asta vrea Dumnezeu de la noi. Da. Dar să știți că e mare lucru să faci lucrurile. Antonia Gabriela, și eu te pun, Maria, pe acolo pe tine. La Maria îi place, mie psalmii îi place la fata mea. Rodica Cezar, o seară binecuvântată la toți aici și o noapte cu vise frumoase. Și vouă la fel, vă pup pe toată lumea, vă mulțumesc că ați fost lângă noi. Mulțumesc lui Dumnezeu, e tot bine, Antonia. Vă pup pe toată lumea, vă doresc la toată lumea o seară bună. Și la noi arată 119 persoane și, nu știu, 100 și ceva de 116 like-uri. Dar nu mai contează, nu vă mulțumim contează, din Mihai, tot sufletul. Mulțumim că au fost oamenii lângă noi. Vă dorim o noapte frumoasă, Ligia Crista, dă-i frumos și multă învățătură bună. Și mie îmi plac psalmii și proverbele. Foarte mult, toată Biblia e foarte bună și exact. E indicat să citim în fiecare zi din Ma, Biblie și atunci facem. Nu ne rătăcim, dar să o punem și în practică. Exact. Elena Rectema, pupici, pe seară bună tuturor,
gătește și călătorul slavă lui Dumnezeu, Anca Maria te pupă, Maria, Antonia Gabriel, noapte frumoasă tuturor, noapte bună la toată Rodica lumea. Ceza, slavă Domnului că nu a îngăduit operație. Sau binaci, bunul Dumnezeu să fie cu voi mereu, gătește și călătorește, Anca și eu vă pup pe toți, Aurora Sanda, inimeri pupici, Ligia Crista, teoria ca teoria, dar practica ne omoară, cum exact. Este vorba, așa e. Foarte adevărat, Cate, acum mă simt și eu mai bine că vă văd că zâmbiți, mergeți înainte, noi vă iubim și vă susținem, o seară bună, o seară minunată, bunul Dumnezeu să fie lângă voi. Și lângă voi. George Julia, noapte bună tuturor, noapte bună. Noapte bună, George, Cate, mă simt mai bine și mă bun, da. Dana, spunea noapte răcoroasă, noapte da, răcoroasă da. Și binecuvântată la și cu mângâieri din partea lui Dumnezeu. Valentina Adam, salutări din Delta Dunării. Salutări, Valentina, te iubim. Ligia Crista, s-a făcut vreo evangelizare prin Arad. Sincer să fim, să știți, noi credem în Dumnezeu și iubim adevărul și dreptatea, dar cum v-am mai zis, nu suntem pocăiți. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Da. Mai mergem, dar foarte rar mergem și la biserică. Suntem, să știu, cum a zis, suntem răi. Încercăm Dumnezeu să ne ajute. Să... Deci noi nu vrem rău nimănui, nu suntem invidioși. Nu... Eu de mic copil mi-a plăcut dreptatea și adevărul. Deci eu de mic copil n-am umblat în gașcă. Eu îmi făceam 2-3 prieteni care vedeam că sunt corect și le place adevărul. Totdeauna am apărat pe cel sclav, credeți-mă, și între copii de la școală. Îl băteau, nu știu, eu le-am apărarea. Deci Dumnezeu poate îmi vede inima și să mă ajute să mă pocăiesc. Antonia Gabriela, noapte bună și frumoasă, mulțumim noapte Dumnezeu bună, și pentru ziua de azi. Antonia Gabriela, noapte bună, Maria, George, Julian, Dumnezeu ne iubește pe toți. Exact. Eu cred în El și eu cred în El și în Domnul Iisus că și-a dat viața pentru noi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Margarita Bac, Dumnezeu să vă binecuvinteze și multă sănătate la toată familia. Amin. Ligia Cristea, amin. Domnul să vă ajute să vă pocăiți. Mă rog pentru familia voastră să mergeți cu toți în rai. Dacă nu ne întâlnim pe pământul acesta, atunci în rai. Oh, Doamne, ajută-ne! Dumnezeu. Povești cu noi, lumea mare, noapte bună, să ne noapte trezim bună. Mâine cu toții, să fim recunoscători pentru o nouă zi, așa e. Mulțumim la Dumnezeu în fiecare dimineață și fiecare seară când ne culcăm. Așa e. Ne-a mai dat o zi de viață să trăim, să ne corectăm. Eva Kish, eu cont control anione. Nu știu, Maria, dacă tu știi... E pe engleză ceva, George Giuliani, inimiori. Maria, dacă mai ești Eva Kish, nu știu. Mihai, dacă nu înțelegi, ce să nu, fac? Nu, păi nu știu. Maria George Giuliani, inimiori albastre, inimiori... Curcubeu, da, mulțumim, roșii, George, inimiori, să fie mov. Dumnezeu cu tine și cu tăi. Toate inimiorile da. De George. Noapte bună la toată lumea, George, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și o să ne mai... Deci să ne întâlnim pe canal. Cătește, crătește cu mine, o să beau cafea cu voi, Mihai. Eva. Maria m-a scris ceva, mă, nu știu. Mama. Deci, vreau să vă spun ceva. Deci, începând de mâine, în fiecare dimineață vreau să beau cafeaua alături de voi. O să facem așa un obicei să bem cafeaua împreună. Deci dimineața cafeaua cu Margaret. O să încercăm dimineața să facem așa, să fim cu voi împreună și atunci o să vedeți, o să vreau un pic de schimbare pe canal. Dimineața să fim împreună și da, după aia o să postez Angelica. Două rețete, da. Să ne ajute Dumnezeu să putem să le facem, să fim cu voi. E adevărat, Antonia. Și vă doresc noapte bună, vă mulțumesc pentru susținere, vă mulțumesc că sunteți oameni minunati. Sănătate multe și noapte bună! Noapte bună, Mata! Vă pup și vă noapte sărut! Bună, Eva, Laura, Doamne ajută tuturor! Deci dimineața la o cafea cu Margaret, da, dragii Antonia mei. Gabriela, noapte bună! Noapte bună la toată lumea! O pomirii
Mirio Pup Dulce, noapte bună la toți, Rodica Cezar. O noapte liniștită, plină de binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Ana Marie Chezer, halo, Mori, să nu te superi pentru comentarii urâte. Eu vă doresc la toată familia toate cele. Rodica Cezar, o idee bună. Mulțumim Rodica, foarte mult. Și la toată lumea. Deci noapte bună încă o dată, cu multă dragoste din partea noastră, Dumnezeu să fie lângă voi. Noapte bună, ciao!